domnilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 39, alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară, ordinară, a Consiliului Local din dispoziția 107 din 24-8-2016. Deci, cei 15 consilieri locali sunt prezenți. 15. Absent, nemotivat, 0. Și Consiliul Motivat este tot 0. Fiind întrunit, vă rog mult. Așa e procedura. Așa e procedura, așa citim. Asta este. Fiind întrunit prevăzut de lege, necesar pentru aprobarea proiectelor de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Prima dată, se aprobă procesul verbal ăsta. Deci se aprobă procesul verbal de desfășurare a lucrărilor, ședințe extraordinare a Consiliului Local din data de 22-7-2016. Dacă sunt discuții, cine se înscrie la cuvânt? Spunem la vot atunci. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Mihai Barote, președinte de ședință pentru luna septembrie 2016. Cine este la... Dacă sunt discuții, totdeauna. Da. Dacă sunt discuții sau... Cine este pentru? Cine este pentru? Trebuie să-l întrebăm dacă vrea. Trebuie să fie, nu vrea, vreau. Începem cu punctul 7 acum, da? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei de modificarea anexei de hotărâre a Consiliului Local numărul 99 din 17-12-2015 privind atestarea apartenenței a domeniului privat al Comunei Târgu Tropuș a unui teren situat în extravilantul Comunei Târgu Tropuș, județul Bacău. Deci, dacă sunt discuții, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Spărlea. Am înțeles din materialul studiat că a fost o greșeală acolo. Deci, pe același amplasament se pune stâlpul. Nu mai trebuie modificat dintr-o parcelă în alta. Da, pentru că s-a schimbat drumul de exploatare inițial, era într-o tarla. În decursul timpului s-a schimbat amplasamentul datorită diverselor condiții. Și din altă, ca din altă tarla și parcelă. Deci inițial s-a aprobat domeniul privat al acestei suprafețe, dar nu a fost încadrarea corespunzătoare din punct de vedere cadastral. Și acum nu mai e în 58, din 57. Da, în cazul ăsta nu strică la teren, nu e... Nu, este același amplasament care l-au delimitat cei de la Ion. Da, și problemă de 9 metri pătrați, acolo nu cred. Da, e bine. Dacă mai sunt... Mai sunt discuții? Mai sunt discuții? Cine este pentru? Thank you.
statuit asupra fețelor de teren aflate în domeniul privat al Comunei Târgu Drobuș, Societății Naționale de Transport Gaze Naturale, Transgazu, S.A. Mediaș, pe perioada executării lucrărilor, lucrări privind punerea în siguranță a conductei F-16 Buhoci, Valea Malului, la supra-traversarea părâului Nicorești, în zona Pârgărești. Deci, dacă sunt discuții, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mititelu și domnul Scurlea. Domnul Mititelu. Doamnelor și domnilor colegi, am citit expunerea de motive. Aș vrea să îi adresez o întrebare, mai mult sună rugăminte domnului primar. Deci, în care spune așa, deci se acordă cu titlu gratuit pe perioada lucrărilor. Deci, în perioada lucrărilor la conducta de gaz. Vreau ca în această ședință, doamna secretar, să se consemneze. Deci vreau să se consemneze și vreau să regăsesc acest discurs al meu pe procesul verbal la ședința următoare. Vreau ca pe perioada lucrărilor la această conductă să fie mandatat cineva personal de la noi, din primărie în speță. Conducta va avea o parte, să spunem, 100 de metri în Târgu Drobuș. Ne vom consulta cu unul dintre consilieri la Tuta, 300 de metri. Se va lua un consilier din Tuta să se verifice personal, pentru că în momentul în care ei se apucă de lucrare, deci nouă la finalizarea lucrărilor, trebuie să ni se predea exact. A avut un drum, această conductă a fost amplasată între drumul de acces către, să spunem, către satul Tuta și terenul din vecinătatea râului Drobuș. Deci exact cum preia, deci cum a fost inițial conducta, la fel trebuie să ne-o predea. Deci nu, cu mențiunea că, mă mai repet, la terenul pe care se folosește. Da, la terenul pe care se folosește, da? Nu se mai dă nimic gratuit, pentru că nimeni nu ne oferă gratuit ceva în această țară. Deci noi suntem contribuabili, plătim taxe, la fel trebuie să beneficiem și noi de serviciile domnilor de la Transgaz. Mulțumesc frumos! Cunosc o speță tot cu acest Transgaz. S-a mai făcut o lucrare pe undeva pe aici, pe lângă noi, la câțiva kilometri. Și primarul, în funcție de atunci, i-a condiționat cu o mică problemă care trebuie rezolvată în comun. Gândiți-vă că acest Transgaz dă în spate priză lucrarea. Că ei n-au oameni de lucru. Acei oameni își organizează șantierul, deci organizează de șantier. Ei au prins această organizare de șantier în factură. Eu zic că nu trebuie să-i dăm gratuit. Deci se poate face, totuși se poate face ceva în compensare să ne rezolvă problema. Noi avem o adresă de la Transgaz în care ne invocă un articol din legea gazelor în care spune așa, articolul 130, alineatul 2. Operatorul sistemului de transport și de sistem are în principal următoarele drepturi. Să folosească cu titlu gratuit terenul de proprietate publică ocupate de obiectivele aferente sistemului de transport, precum și terenul de proprietate publică utilizate pentru lucrări de execuție. Ei, la ora actuală, solicită această hotărâre de Consiliu pentru a obține autorizație de, autorizație de construire în regim de urgență potrivit articolului 7 alinea 16 din legea 50/91. Pentru că este un risc. Unde este situația asta? Conducta este la limita cu Pârgăreștiul, la Podeț. A rămas suspendată de producere de mamă. Inițial ei au venit cu un proiect pe un alt amplasament. În urma inundațiilor din 2016, din iunie, s-a dezgolit din nou conducta. Au un proces, dacă a studiat materialul, au un proces verbal al Comisiei pentru situații de urgență, în care este semnat și în finalul procesului verbal, Comisia spune următorul lucru. Co-
Comisia propune, deci comisia a fost formată din 2, 4, 6 persoane de la Consiliul Județean, SEGA, Bacău, ISU, Garda de Mediu și final comisia propune, se vor executa în regim de urgență lucrări în vederea punerii în siguranță a conductei magistrale de alimentare cu gaze naturale. Ei au depus la Consiliul Județean documentația pentru obținerea autorizației de construire. Și Consiliul Județean a solicitat hotărârea Consiliului Local pentru acordarea pe perioadă temporară, pe perioada lucrărilor acestui amplasament. Deci, repet, este autorizație în regim de urgență. De regulă, în autorizațiile în regim de urgență, în partea de jos, concedele la Consiliul Județean fac o mențiune că până la finalizarea lucrărilor, beneficiarul lucrării este obligat să depună la Consiliul documentația pentru obținerea autorizației de construire finală. Orice autorizație eliberată de Consiliul Județean se dă cu avizul primarului. De regulă, din experiența anilor din urmă, când am dat asemenea avize, am condiționat în partea de final, în care beneficiarul lucrării este obligat să aducă la starea inițială terenul. Asta e obligatoriu, da. Deci, ce spunea domnul Mititelu, deci noi, de regulă, prin avizul primarului, da, noi specificăm și alte condiții pe care dumneavoastră le solicitați, dar acum această hotărâre este pentru obținerea să înceapă lucrările, că este un risc. Cei de la Transgaz și cât și proiectantul Smith Târgoviște au sunat, adresa este depusă cam de multișor, din 13 iulie. Și tot au sunat și au spus, domne, eu sunt pericol, aveți grijă, în caz de explozie aceste magistrale, sunteți direct răspunzători. Deci, și ei au invocat că se dă cu titlu gratuit, deci nu putem să le percepem taxe. Nu sunt formă de taxă, bine, poate au fost alte spese în zona respectivă, dar totuși s-au înțeles la obținerea acestei autorizații și la punerea la dispoziția unui teren pentru organizarea de șantier, să le facă ceva contrapartidă la respectivă. Și le-au făcut ceva să nu permite nicio lege chestia asta. Nu permite, adevărat. Dar, și nu poți să-l condiționezi în momentul în care condiționezi primarul. Nu, doamnă, stați puțin să ne înțelegem. Nu mă dați-mi voi, dacă, ca să vă explic în câteva cuvinte. Deci nu este nicio lege stipulată în acest sens, diferată, practic asta sună ca și o obligație. Însă, Consiliul Local, așa cum am mai spus-o și în ședințele anterioare, și știu și colegii noștri de aici, Consiliul Local, după raza OAT-ului care este format, este suveran. Deci noi, dacă nu, exact ce am spus eu mai devreme, el în momentul în care a venit să ne facă ceva, domnule, trebuie să avem cale de acces. El a predat, într-adevăr, s-a luat de apă chestia aia. A fost luat terenul ăla de apă. Dar să facă, doamnă, să consolideze, pentru că asta e legea. Deci trebuie să pui în practică, deci dacă în momentul în care ai venit și ai consolidat, adică repari sau faci ceva, trebuie să... Eu cred că ei vor face, că e și interesul lor să-și protejeze, că e magistrala de gaz metan, nu e o conductă care s-a... Lucrările se fac de amploare și cu semn de răspundere aici, nu e... Referitor la ceea ce domnul Levi Mititelu, da, se poate constitui o comisie, inclusiv oameni din Consiliul Local. Fără nicio problemă, sigur. Pot fi trebuie avut în vedere, pentru că ei o să care balastru acolo. Balastrul ăsta trebuie să scos ca să redai terenul. Este ceva cu apele române, nu poți să-și mute utilaje. Nu poți să-și mute utilaje ca utilaje de 40-50 de ori, să-și mute utilajele pe pământ arabă. Deci trebuie să-și creeze drum. Drumul ăla trebuie stricat cu urmă și redat. E o leacă de urmă. Da, nu știu, de asta am spus că... Da. Asta este ca să nu vă ține exact ca cu saliductul. Da. Asta trebuie urmă. Să nu vă ține exact ca cu saliductul. Să te ridicăm. Da, nu știu, 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 da. Cine este pentru? 15. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de confirmarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Comunității Dunărul, județul Bacău. Cine se înscrie la discuții?
Domnul Mitri, te rog. Altcineva? Altcineva? Domnilor, doamnelor și domnilor consilieri, după cum ați observat și dumneavoastră, la procesul verbal nu am avut nimic de comentat, întrucât trebuia să ajungem la acest proiect de hotărâre. Fapt pentru care acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi la ședința din 15 iulie, în speță 2016. Nu, la rectificare, nu? Nu. Asta e rectificare. Deci, ăla nu a fost la ședință. Deci, asta e... Asta e rectificare. A, bine, mă rog, rectificare. Bun, trecem la celălalt, da. Am înțeles. Acum rectificăm. Bun. Deci, nu mai e prea multe, n-ar mai fi de spus la acest proiect, pentru că am întrebat, am discutat cu doamna contabilă despre ce este vorba. Nu știu dacă acum să întreb la rectificare bugetară, doamna, nu să-mi răspundă la multe probleme. O să-l întreb în speță pe domnul primar. Dar nu la toate problemele, doamnă. Spuneți acum. Deci, spuneți-mi dacă mi-ați răspuns, doamnă, v-am întrebat, eu sunt foarte corect și nu-mi place, nu-mi place ca să mint. Atâta vreau să-l întreb. V-am întrebat ce buget este prevăzut pentru execuția rigolelor în comuna Târgu Trotuș pentru colectarea apelor pluviale. Dumneavoastră, ce mi-ați răspuns, doamnă? Că... Sunt avea un contract cu centrul de reeducare. Da? 7 lei pe oră sunt închiriați. 15 persoane. Corect. Da. Eu acum aflu, pentru că dumneavoastră, acum vă rog tare mult, eu vă stimez sinceritatea. Nu mi-a spus prețul ăsta, când au fost, când am discutat. Mi-a spus acest preț? Doamnul mi-a spus, da sau nu? Da, 7 lei. Nu mi-a spus, doamnul. Atunci mă faceți ca să vă spun ceva, că sunteți... Mă rog, nu vreau să vă spun. Mitomană. Mă rog, domnul primar. Deci, nu, deci domnilor. Asta este, mă rog. Nu, domnilor consilieri, vă rog frumos, deci, și noi, toate lucrurile. Deci, domnul consilier, vă rog frumos, eu nu trec peste nicio problemă, deci peste nicio problemă, atâta timp cât nu aflăm unde se duc banii noștri. Dacă în speță pe dumneavoastră nu vă interesează unde se duc banii cetățenilor din această comună, este problema dumneavoastră, proprie și personală. Pe mine mă interesează ce se scoate din această comună, unde se cheltuie banii acestei comune, ce se fac cu banii acestei comunități, în speță dacă văd ceva, dacă eu vreau să mă regăsesc în această comună, vreau să văd, vreau să circul în speță pe drumuri asfaltate, nu pietruite cu praf, ca să ghid praf. Deci, dacă îmi dați voie, da? Și chiar dacă îmi dați voie, tot o să-mi dați până la urmă. Deci, domnul primar, vă rog tare mult, aici s-au luat bani. Doamna contabilă mi-a explicat. Vreau să știu de ce dumneavoastră la buget, nu la diverse, asta nu e problemă de diverse, să se înțeleagă. Este problemă care intre în bugetul local. Deci de ce dumneavoastră ați început cu construcția de la Târgu Ocna, ați început să faci șansurile și ați venit. Știi ce nu ați început cu Târgu Trotuș? Prima problemă, dați-mi voi, încerc scuze. Mă interesează cât costă tot proiectul și ce se face mai concret cu subiect și predicat. Câți bani se scurg din această primărie? Cui s-a dat? Dacă s-a băgat pe seamă? Dacă nu s-a băgat pe seamă? Dacă are autoritate primarul? Ce sumă are? Știm, nu știu cât s-a... Eu știu un speț cât s-a ridicat. Sau audă și colegii mei. Mulțumesc frumos. Ce știți? Știu cât are nevoie, cât are primarul voie să ia, fără să se consulte cu consilierii. Da. Bun. Noi am făcut contractul respectiv, cum a zis și doamna, cu 15 ani de la centru de educare. Așa, iar utilajele contractate au venit cu devizare de lucrare. Așa, și vor fi plătiți în funcție de orele prestate. Am plecat tocmai din Târgu Ocna pentru că este domeniul nostru de acolo încoace. Da, dar de aparține de drumurile naționale. Bun. Pentru niciun problem. Și care e problema?
Deci, până noi executăm... Domnul primar, numai puțin. Deci eu am avut astăzi o discuție cu niște persoane la București și mi-a spus așa. Eu nu sunt obligat, deci nu sunt obligat, vă repet, nu sunt obligat ca să intervin la drumurile naționale, să le fac șanțurile, ca să... Știți care e povestea? Ca să audă toți. Vreau să audă toți. Nu sunt obligat să fac drumurile naționale, să le fac șanțuri, să dau bani cu dedicații cuiva. Nu este niciun banc. Nu știu, eu asta am spus, doar speculez. Nu ați nicio legătură. Nu, dar eu asta am spus. Deci, din ceea ce se aude. De ce n-am început? Doar de ce n-am început din capătul satului, din speță, dinspre Onești? Și să fi lăsat asta, că nu ne inunda. Noi suntem pe un teren sus, deci nu ne inunda pe noi. Inundau în speță pe partea cum te duci către Târgu Ocna, pe partea stângă. Deci eu nu cred că și-avea rostul acum să facem șanțurile alea. Când mai avem puțin și deja știm foarte bine că vine iarna, vor veni intemperii, dacă vor veni, nu știu cât. Dar să facem un pic în comuna asta. Deja pentru că... deja au intrat acum, știți destul. Am văzut, domnule, că a luat, bun, a intrat în comună. Ce se face mai concret? Ce sumă este alocată, domnul primar? Vreau să știu ce sumă s-a alocat pentru... De cine să se alocă, domnul consilier? Păi ce cine sumă... Cine alocă ce sumă s-a alocat din bugetul local, domnul primar? Nici o sumă, domnule. De acum urmează să fie discutată suma respectivă. Păi cum să ne încadrăm? Păi stați puțin pe atunci. Nu se face ce prea scump. Deci asta nu sunt lucrurile extrem de scumpe. Vom avea discuții în momentul în care se va începe betonatul. Acolo e altă treabă. Unde? Perigole respective. Acolo? Teritoriul în interior. Acolo este șans pentru... Am înțeles. Dar de ce n-am fructificat banii ăștia care i-am dat acolo? De ce n-ați luat pe teritoriu? Chiar înăuntru, unde este mai necesar. S-a intrat și în comun. Eu așa cred că este mai necesar. De ce să nu se aloce pe partea asta? Da? Băi, frate, de ce nu s-a decomandat pe partea asta? La asta mi-a... Deci, asta nu e doar pe am înțeles, vă doar. Am înțeles. Haideți să vă răspund. Eu când am discutat cu ei, am făcut contractul și am discutat cu ei, am zis ca să descolmăm tot ce înseamnă cu beneficiar. Tot ce înseamnă rigole pe raza comună. Când au venit ei în prima dimineață, nu eram acasă, eram plecat. Așa. Iar dânsii au început de acolo. Deja a început să o perioadă. Dar noi nu avem nicio rigole, nu avem nicio rigole la comandă. Eu cred că vă reprezintă. Deci dumneavoastră, dacă plecați din țară o săptămână, vă reprezintă altceva, da? Deci, domnul primar, cine vă reprezintă mai concret? Domnul a început de aici. Domnul vă reprezintă lucrare. Dar cine vă reprezintă mai concret? Deci dacă plecați două săptămâni, cine este la comandă în întâlnitul ăsta? Cine? Bun, ce obligație are viceprimar? Domnul Ungureanu, nu sunteți astăzi la cuvânt. Deci domnul Mititiu are dreptul la cuvânt. Atât. Nu comentăm un pe deci, domnul primar. Deci după ce pleacă primarul din comună, să ne înțelegem clar, da? Viceprimarul este la comandă. De ce? O întrebare de bun simț. De ce viceprimarul, dacă nu era în speță primarul, nu a putut să spună, băi, nu eu, putea să sune la consilierii care îi aveți de partea dumneavoastră. Da. Să spună, domnule, uite care treaba, aș vrea să iau din Târgu Trotuș ca să văd. De ce am făcut noi de acolo? Vreau să mă interesează foarte tare, pentru că aia era strict necesar, nu era acea lucrare strict necesară. Trebuia să facă în comuna Târgu Trotuș, pentru că este o comună care ne face de râs în tot județul. Suntem singura comună care arată jalnic, domnul dumneavoastră, jalnic. Jalnic arată. Din vina mea. Nu, eu nu. Eu, deci să ne înțelegem clar ca bună ziua, nu am pus pe mine. Nu am acuzat pe nicăra, că virgul a pus pe cineva, dar un nume cu subiect și predicat. Deci comuna aceasta arată șanic, nu din vina dumneavoastră, din vina celor care s-au perindat în această primărie. Dar când a venit la comandă, ar fi trebuit să face ceva, să spun, domne, a venit, gata, la revedere, am închis și începem un cartor nou. Gata, mă, hai să stabilim o regulă, nu o să ascultăm aici. Deci, un minut, două minute și atâta. Aici discutăm buget. Da, la buget vine prinsă-și chestia asta. Pentru că s-au luat... Ai spus o întrebare, ai primit o întrebare și să ne... poate la transporturi s-au băgat în multe părți. Bun, am acoperit, dar vreau să știu cât e suma aia. Deci eu sunt nelămurit. Deci nu se știe suma. Mă opresc cu această... Deci la următoarea ședință putem afla, da sau nu. Mulțumesc frumos. Ce mai este cineva la cuvânt? Domnul Ungureanu. Vreau să primesc în scris suma care o să fie pe ruta asta, începând. Cât a costat? Domnul Ungureanu, acum am spus la ședința următoare să fac prezentare. Nu, eu vreau să primesc în scris. Nu am înțeles. Da? Nu
Deci nu, nu vreau ca să mi se reprezinte. Vreau a scris și după aia discutăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci intrăm la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 2016. Nu mai. Cine se înscrie la discuții? Domnul Vitelu? Altcineva? Doamnelor și domnilor consilieri, am luat, recunosc că o să-mi cer scuze, că am luat înainte, am confundat rectificarea bugetară cu execuția bugetară și vreau să le reamintesc colegilor că asta, aceast, deci pentru aprobarea execuției bugetare a avut loc ședința de 15 iulie, da? Da. Care am supus-o la vot și nu a trecut. Vreau doar atât să spun, să punctez în câteva cuvinte. Nu vreau să mai aduc modificări, adăugiri sau să lungesc ședința, să fiu nu știu ce catalogat de colegii mei. Am auzit prin comună, doar atât voi spune, am auzit prin comună că cineva s-a uitat la ședință. În speță din toată comuna. Și a spus, băi, ce s-au ajuns consilierii? Nu vor să voteze bugetul, nu vor să dea banii pentru ca să nu se facă nimic în comună. Nu știu cine, dar vă spun sincer, nu știu cine a speculat faza, nu știu cine, nu vreau să dau, să acuz pe cineva, da? Cine se simte lezat, vreau să știe că nu este adevărat și să le spunem cetățenilor că după data de 15, când a avut loc ședința ordinară, domnul primar, la o săptămână, noi am convocat în speță dumneavoastră ca și conducător al OAD-ului, ați convocat o ședință extraordinară. Și să se știe pentru toți cetățenii din această comună că noi am trecut cu majoritate covârșitoare toate proiectele. Așa este, domn primar? Da, este. Vă rog frumos să răspundeți. Nu a fost precizat că nu a fost filmat și nu știa. Deci nu a fost filmat, nu știu din ce motive, nu cumva să se spună că s-a speculat că nu am vrut eu, nu a vrut primarul, nu a vrut secretarul, nu a vrut nu știu cine. Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează ce se speculează. S-a trecut cu majoritate lejeră, fără niciun fel de problemă. Deci bunăvoința a fost, nu mai vreau ca cineva... A, și apropo, dacă cineva se crede mai inteligent decât noi, să vină să-mi spună în față, eu îmi dau demisia, să vină ăla din spate, ca să se pună în locul meu. Și cu asta basta. Mulțumesc frumos! Mai sunt discuții? Da. Deci legat de subiectul tot la fel. Deci eu personal am fost jignit că PSD-ul, chiar mi s-a zis, PSD-ul nu vrea să asfalteze la un eveniment. Da. Nu. Spune deci, cine mă, Emil Bravitor. Că noi nu vrem asfalt, că noi nu... Domnule, eu nu cer scuze, nu știu că să... De fapt că nu am fi... Domnul primar, însă, dacă o singură dată, eu, dacă cineva mai vine și spune, eu vă spun sincer, de față cu toți, colegii aici, îl aduc la dumneavoastră în birou și spune, ia spune, te rog frumos, ce s-a dat? Deci asta este. Dar s-au lăsat loc la speculații pentru că nu a venit televiziunea, nu s-a văzut. Și asta este. Nu s-a filmat și din această cauză, nu? Oamenii s-au uitat la ce s-a filmat, ultima ședință extraordinară nu s-a filmat și ca atare se văd consecințe. Care... Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Costolache Renuța, viceprimarul Comunei Târgu Trotuș, în calitate de membru a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. Ce se scrie la discuții? Domnul Titelu? Nu mă apărămat, domnul Vaga. Din punctul de vedere, consider că ar trebui să citiți proiectul de hotărâre.
La ce să scrii lumea la discuție? Normal, ar trebui la toate. Da, am intervenit acum, am zis că poate o pot să o omis. Nu, la toate, pentru ca să știe. Dar la ședința de comisia... Domnul Bagă... Poate cineva o lipsă la aia și am nu-i prezentat. Domnul Bagă, care a lipsit, trebuia să fiecare consilier, trebuia să ia să citească proiectul de hotărâre. Da, domnul, dar apărem acolo pe sticlă. Deci nu se citește proiectul de hotărâre și noi repede indicăm una să ne scriem la cuvânt. Pe ce fundament are înscrierea la cuvânt? Adică mă refer la cei care ne privesc, domnule. De asta vă teme dumneavoastră. Păi da, dar povestea este felul următor. Fiecare, vă mai repet, domnul Gorgă. Eu am înțeles, domnule, tu nu spui cel care privești, domnule, la asta mă refer. Adică dumneavoastră comentați, dar ce comentați? Nu știe, nu știe cetățenii noștri. Da, asta mă refer. Deci cetățenii nu știe, nu știu dacă vede. Ridicăm mâna, dăm mâna, ridicăm, dar ei nu înțeleg. Deci ce se discută? Nu vreau să fără, doamne, nu m-am știut. Deci hotărâre, da? Articolul 1. Se desemnează în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, din partea Comunei Târgu Trutuș, doamna Consulatie Venuța, viceprimar al Comunei, titular cu CI seria XC numărul 7242, așa, nu-i așa? Eliberat de Târgu Ocna, la data de 20 ani ăsta. Haideți, doamnă, lăsați, când citește la hotărârea, să ia cum s-a citit. Nu trebuia citite asta. Deci nu mai putea să luat. Deci ați terminat, domnul președinte. Da. Deci eu m-am înscris la cuvânt. Dacă mai dorești, întrebați dacă mai dorești cineva să înscrie la cuvânt. Au cineva la cuvânt, care se înscrie? Deci, domnule consilier, după cum știți, și-a punctat domnul consilier, colegul meu, domnul Goagă, ca să înțeleagă, așa să mă uit la cameră, ca să înțeleagă și cetățenii din Comuna Târgu Trotuș. Deci, o să vorbesc puțin mai lejer și mai lent, ca să se înțeleagă pentru toți locuitorii din Comuna Târgu Trotuș. Deci, la acest proiect de hotărâre, consider că domnul primar este cel mai îndreptățit și cel mai îndrituit ca să reprezinte comuna. Pentru colegii care au venit noi în acest legislativ și nu știu, noi care am fost mai vechi în legislativul trecut, deci numai primarul comunei este cel care desemnează și reprezintă în speță UAT și Comuna Târgu Trotuș la ADIP, la ADIS și tot ce ține de forurile respective. Deci, în concluzie, doamna viceprimar, nu vreau să vă supăr, dar dumneavoastră nu aveți ce căuta. Domnul primar este cel mai îndreptățit ca să ne reprezinte. Mulțumesc frumos! Altcineva să mai spune la... Propunere, domnul consilier. Faceți o propunere. Faceți propunere. În cazul ăsta. Nu că este bună sau nu este bună. Păi da, faceți o propunere. Să vă supunem la vot propunerea dumneavoastră și atunci se iau hotărâre. Faceți o propunere. Păi, dar nu mai trebuie făcută propunere. Trebuie, păi, dar ce supunem la vot? Păi, da, o să punem la vot propunerea făcută într-un moment. Păi stați puțin, domnul, dacă trece, trece. Dacă nu trece, se mai face la ședința următoare. Nu e obligatorat. La altă ședință. Eu am spus, doar mi-am spus punctul de vedere. Dacă dumneavoastră vreți să votați, votați! Nu-i vorba de asta. Eu... Ca să hotărâm acum numai și ședința următoare. Putem propune acum pe cineva? Bine, domnule, dacă tot am început discuția... Pentru colegi, eu am fost, ca să, mai, să vă mai repet, domnul Sfânea, o dată, eu am fost destul de clar. Dar ca să înțelegeți și dumneavoastră, propun pe domnul primar să ne reprezinte în respectivele foruri. Sunteți de acord? Adică... Acum așa e corect, domnul direct. Cine este de acord cu propunerea? Da, deci... Deci supunem la vot. Eu am avut o discuție preliminară cu domnul primar, dar dânsul vis-a-vis de acest proiect de hotărâre pe care l-a inițiat, să se spun părere. Deci a propus tot pe doamna Costolachi pentru a ne reprezenta. Da. Am avut probleme cam tensionată. Deci,
100% destinarea mea. Acum, nu știu, o parte dintre voi ne-am întâlnit, poate de mai multe ori. Așa, și se știe că nu prea stau în birou. Acum, cum considerați dumneavoastră? Sunteți consilier local? Aveți răspundere? Domnul primar, cu tot respectul care îl port pentru cetățeanul și primarul Comunei Târgu Trotuș, vă mai repet o dată, nu e nevoie să mă repet a treia oară. Primarul Comunei este cel care reprezintă Comuna în orice for. Adis, Adidas, Avis și mă rog, am făcut niște chestii. Deci primarul este cel care reprezintă. Deci este cel mai îndreptățit, cel mai intuit. El știe cu ce probleme se confruntă. Deci eu, ca să înțeleagă și cetățenii din această comună, viceprimarul comunei nu știe exact ceea ce face primarul. Deci primarul este cel mai în măsură. Deci, exact cum a spus și colegul meu, o să mai repet o dată. Am să vă propun, fac o propunere ca primarul comunei să fie cel care ne reprezintă. În toate formele. Să știți că toate problemele din comună sunt dezbătute cu toți cei din exact, comună. Asta voiam să spun. Vă deranjează dacă... Față de altă dată... Tind să cred că nu e adevărat. Domnul primar. Păi am spus că ați plecat și deja a început lucrarea. Domnul primar, am văzut, Sărb este colegul meu, am văzut cum știe doamna viceprimar ce se întâmplă în comună, cât ați fost plecat. Nu. Ori dacă acolo, doamnă, dați voi, deci vă rog frumos, mă lăsați să vorbesc eu. Deci am văzut, ne-am dat seama cât de bine se gestionează bunul mers al comunei și tocmai dându-ne seama cât de bine sunt organizate și buna de servire și bunul mers al comunei, de aceea eu, a treia oară, vă propun pe dumneavoastră să ne reprezentați. Aveți ceva împotrivă? Pot să vorbesc și eu o secundă. Nu puteți să-mi puneți în vorbe în gură și să generalizați lucrul ăsta. Clar, nu puteți. Avem doamnă, ce vorbe v-am pus eu dumneavoastră? Păi, cum ai zis dumneavoastră, că după ce pleacă domnul primar, nicio treabă nu merge, pentru că... Doamnă, v-am spus eu așa ceva? Nu, exact asta. Doamnă, v-am spus eu așa ceva? Nu colaborăm și eu nu știu. Doamnă, v-am spus eu așa ceva? Colegul meu a spus că a plecat și a văzut, da? Okay, și am văzut, eu am spus doar, doamnă, așa că poate doamnă să steți amezică. Eu s-a văzut ce s-a făcut. A spus cu alte cuvinte, nu amezică. A spus același înțeles. Haideți să revenim la... Nu, nu dăm după ăla de ce. Nu dăm potită, nu-i corect. Nu dăm potită. Păi nu-i corect. Nu, dați dumneavoastră, că nu este corect. Deci, haideți să vedem la propunerea asta. Prima dată să... La forma inițială. La forma inițială, care este... Supunem la vot pentru forma inițială. Care a fost proiectată pentru proiectul de hotărâre. Da, bineînțeles. Cine este pentru? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre. Poftiți. Deci, dumneavoastră, președinte de ședință, da. Ați întrebat cine este pentru. A. Se mai întreabă așa dacă nu știți. Abțineri sau împotrivă? Bun. Abțineri sau împotrivă, poftiți. Cine se abține? Cine se abține? 3. Ce scuze? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei postulate renunțat viceprimarul Comunei Târgu Trotuș în calitate de membru al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău Adis. Cine se înscrie la discuții? Aceeași problemă. Ce faceți? Trecem la asta? Supunem la vot. Cine este pentru? 12. Se abține cineva? 1, 2, 3. Trecem la punctul 6. Da.
Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate, autorizației de amplasare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici de raza Comunei Târgu Trotu, județul Batou. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Ungureanu, domnul Mititelu. Și domnul Sfârlea și domnul Moise. Poftiți, domnul Mititelu. Era domnul Ungureanu. Nu ați văzut ca primul, dar... Poftiți, domnul Ungureanu. Fiți diferent. În legătură cu acest proiect, a fost foarte multe divergențe. Am ținut neapărat ca să revenim înapoi la forma inițială. Aș vrea să îi spun domnului primar. A fost ședință cu toți agenții economice. Pentru treaba asta trebuia anunțați toți agenții economici să vină și la ședință. Să-și dea seama cum ni se spune nouă ca noi consilieri să aprobăm în așa fel încât cel ce vine să-și ia autorizație de funcționare să fie obligat ca să încheie contract cu Romprescu. Da? Deci de asta trebuia să vină toți, să li se explice cum sunt obligați. Pentru că noi aici, acum, aducem spre eliminare ceea ce a fost înaintea noastră, da? Aducem la forma inițială, dar poate Romprescu o să oblige primăria, eu știu, prin metodele pe care le are, ca să revenim la forma inițială pentru aprobarea autorizației de funcționare, în așa fel ca toți agenții economici să fie obligați prima dată să treacă pe acolo. Ați văzut la ședință? Ni s-a explicat franc în față, agenții economici n-au nicio putere. Deci nu o să aibă nicio putere. Deci franc, ni s-a spus în față, noi o să avem ca agenți economici, o să avem numai obligații. De asta am ajuns ca să eliminăm, ca toți agenții să-și dea seama, noi nu suntem împotriva lor. Da? Suntem cu ei. Ceea ce dumneavoastră trebuia să luați în considerare, să adunați și vă rog, chiar să fixați o zi cu toți agenții economici înștiințați. Bineînțeles, nu cu o zi înainte, cu o săptămână sau cu 10 zile înainte, să fixăm o dată prin care să se poată aduna toți și să spună punctul de vedere fiecare. Pentru că noi nu putem hotăra aici în Consiliu pentru unii agenți economici. Fiecare are un drept. Dar aici a fost ăsta. Ce? E cu oral, cu altceva. Nu-i referat la punctul cealaltă. Păi da, dar este și pentru... Eu așa bănuiesc că este pentru... Eliminați punct. Uite-te un pic, te rog. Eu m-am uitat aici. Nu? Pentru eliminarea autorizației. Deci pentru eliberarea autorizației. Deci asta a mai avut-o, domnul Geu. Ok? Asta a mai fost și la... Deci este pentru eliberarea deci... autorizației și orar. Deci, punctul ăsta se referă la scoaterea RLV-ului. Păi... Da? Ceea ce am spus eu. Și cu... Păi, dar nu asta am explicat. Deci asta era. Deci să revenim la forma inițială. De asta, că s-a dus niște tratative, da? Au cheltuit bani pe... Deci nu știu dacă poate să-mi spună cineva de când am întrebat. Am avut ceva discuții de referitor pe tema asta, deci am dus de la început. Da, da, trebuia înștiințați, mă refer. Toți agenții economici, pentru că ați văzut că a fost ședință și băieții nu știu. Că ajungem în situația că o să vină iar cu Romprescu, avisul și ne obligă ca primărie să vă dăm iar ce reapă. Un pic să ajungem acolo. Da, n-am ajuns. Domnul Mitidelu, domnul Mitidelu. Deci, Petru, domnul autorizație, ca să obții autorizație, doar... Da, da, voi. Deci, e un punct... Romprescu. Așa. Așa. Domnul primar, RLV-ul a fost colegul, da, este acest raport de specialitate și va fi pentru acest proiect de hotărâre, probabil că e mai încolo, undeva mai în spate. Bun. Se modifică ceva la acest orar de funcționare? Se va scoate RLV-ul. Da. Ora asta, da? Deci asta. La asta, da? Bun. Da. Deci nu se modifică nimic. În speță... Asta e, da, asta e interesant. Propunerea dumneavoastră. Bă, nu este... Și certificatul de la cartea financiară. Da. Da, este și Romprescu. Și
Asta e mai spatele. Bun, haideți. Mergem mai departe? Domnul Sfârlea. Domnul Sfârlea la cuvânt. Da, au atins colegii mei problemele care vreau să le ridic și eu. Domnul Sfârlea? Eu am zis să ce am vrut eu să ating de mânză păcit un pic. Discutând de programul la unitățile astea comerciale, mai ales astea care baruri, discoteci, trebuie avut grijă dacă se poate, până la ce oră. Inițiați un proiect de hotărâre și sigur. Până acum, dacă am înțeles bine, aveam până la ora 12 sau cât era programul, nu mai bine. Da. Deci, datorită evenimentelor care s-au petrecut și care, din care toată lumea s-a trecut, nu cred că îi se mai impune acum. Dacă nu respecti niște termeni și condiții, nu mai poți funcționa ca și discotecă, ca și bar de noapte. Deci trebuie să respecti. Ei, avem câțiva agenți economici, așa este, care exagerează în domeniul ăsta. O să vedem cum facem, o să inițiem un proiect și cu toată supărarea o trebuie să se încadreze. Deci nu e corectă chestia asta. Deci asta trebuie supusă și trebuie trecut numai în Consiliul Local. Sigur. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adib. Cine se înscrie la cuvânt? Supunem la vot? Cine este pentru? Supunem la vot. Vreți să citești. Deci nu știi? Deci hotărăști. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Adib, după cum urmează. Articolul... Deci primul punct. Deci sunt articole aici. Articolul 23. Da. Vrei să avem grijă acolo, de asta am oprit un pic, unde este contractul între societăți și Rompresc. Acolo s-a referit și pe... Supunem la vot? Da, dar numai puțin. Poftiți. Dacă ne uităm foarte bine, ei ne-au pus aici, ne-au dat un model care spune hotărâre privind aprobarea, modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adib. Și care spune așa, hotărăște. Se aprobă modificarea și completarea. Eu vă spun din start, eu nu am votat. Dacă ați ridicat mâna, pentru asta eu. La articolul domnul meu. La hotărăște spune așa, se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației Dezvoltare Bacău-Adib după cum urmează. Articolul 23, alineatul 2, litera D. Se modifică și va avea următorul cuprins. Angajează, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încertarea raporturilor de muncă în condițiile legii pentru personalul asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală. Și la articolul 23, alineatul 2, după litera X, se deduce litera G, care va avea următorul cuprins. Întocmește și supune spre aprobarea adunării generale organigrama, statul de funcții și regulament de organizare și funcționare al personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic. Mai sunt două articole, dar... Citiți-vă, vă rog. Deci în care spune așa, deci, domnul, numai un pic vă spun. Deci, noi dacă vom vota acest proiect de hotărâre, în speță, cei care veți vota, adibul îi poate sancționa și o să spun, o să vin așa, ca prin înțelesul tuturor, ca să înțeleagă cetățeanul din rând. Da? Deci va veni și va spune așa, domnule, dacă mie nu-mi dai cotizația în spețe de 5.000 de RON, eu te exclud ca și entitate, stai puțin, te exclud ca și entitate în spețe bate târgul trotul și mă oblig să-mi plătești penalități de nu știu cât pe zi și cu amenzi. Exact cum a venit domnul director de la... Adis. Mă scuzați. Domnul Seto și mai se repună cum în gură.
și să ne spună că a trecut de regla amenințări și la chestii de genul că, păi dacă nu votați asta, nu se face asta, nu se face asta. Nu, eu nu vreau să fiu, eu nu vreau să fiu obligat prin chestia asta, iar cei care nu ați citit raportul și hotărârea, votați-l, domnilor. Votați-l. Deci dacă sunt atâta, până atâta aveți, deci știți că... Da, domnule Petru, ne supunem la vot. Cine este pentru? Dar nu avem nicio treabă. Noi nu avem nicio treabă. Noi nu avem nicio treabă, domnul Sfârlea. Noi nu putem să decidim așa ceva. Noi putem să luăm decizii pe raza teritoriului sau comunii din care facem parte. Corect, așa este. Eu de unde știu ce face direct. Deci, ăla poate să schimbe. Deci, sunt multe chestii, domnul. Deci, domnul Sfârlea, vreau să vă spun ceva, prietenul dumneavoastră, Găină Toma, astăzi a fost demis pentru că a făcut nu știu ce. Astăzi a fost demis. Și a mai fost demis și nu știu ce director. Doamne, pentru că s-a dus și a mințit în teritoriu. Eu nu pot să iau niște decizii. Să supunem la problemă, dar vă vedea tot pentru asta. Nu mai... Dar cum sunt? Se scrie destul de clar. Se aprobă modificarea completare statutului. Deci nu are nicio legătură cu noi. Este vorba de supunem la vot, domnilor. Cine este pentru? Nu tu ești pentru, domnul, v-ați uitat bine? Nu. Deci. Nu. Încă o dată, mâine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 4, 5. Nu, 11, 11 pe aici. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Așa, cine se abține? Cine se abține? 4. Domnul Urean, fiind membri în Adistul și în Adip, deci nouă ni se duce la cunoștință absolut orice modificare de-a lor. Aici este. Să nu fie puterea fizică, să nu pară multe puncte. Următorul punct e tot. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și prestării serviciilor de salubritate. Domnul Titeu. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii. Dumneavoastră, domnul Titeu. Ionel, nu, stați. Deci punctul 10, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări, servicii de salubritate pentru agenții economici, instituțiile publice, încheiat cu SECE compania Ropre Service SA. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Sfârlea, domnul Mititelu, domnul Moise. Să vedem ce se înțelege și completarea dacă este nevoie. Eu cred că asta s-a discutat și nici n-am trebuit să intrăm în discuție. Trebuie să adunați agenții economici. Domnul s-a discutat. Să discutăm cu ei. Și pe urmă să hotărăm noi soarta. Nu putem noi hotărâ de fapt soarta agenților economici. Deci să negociem noi contractul între doi agenții economici. Exact cum a spus domnul, ca să se rapid, ca să nu mai stăm. Cum a spus domnul Moise, colegul nostru, noi am fost la ședință data de 29, a venit domnul director. Deci trebuie luați. A spus domnul primar că sunt 180 de agenții economici pe raza Comunei Târgu Troduș. Luați măcar cei care vin. Deci fiecare trebuie înștiințați, nu 10, să vină cineva ca să nu mai dau nume, să spună că s-au înștiințat 15-20 de agenții economici. Deci noi nu putem hotărâ în numele agenților economici. Ei trebuie înștiințați cu frumos o invitație, chemați la ședință care vin, care nu vin, dacă nu vin să fie în bafta lor, dacă vin, nu mai bine află exact despre ce este vorba. Ok. Mulțumesc mult. Domnul Poese. Domnul Mureanu. Da. Exact ce s-a spus. Eu aș vrea ca toți agenții economici să fie înștiințați în scris. Păi da, scris domnul care împarte domnilor. Așa spunea domnul Mureanu. Deci nu ca până acum. Deci nu ca până acum. La ședința anterioară. 10 sau 15 au primit restul. Specificați, domnul primar, că trebuie cât mai repede discute, discuția asta purtată. Deci ședința va fi joi, maxim. Și să vină foarte lumea, nu? De ce spun în scris? Pentru că
o parte o să spună, domnule, mie nu mi s-a dat. Domnule, cum s-a putut merge în campania electorală la fiecare agent economic în parte? Domnule, hai cu atâția, hai cu atâția. Și acum cred că se poate la 170 de agenți să-mi ia în picare. Nu o să fie 170. Nu o să fie 170. 167 țări. V-ați văzut ce a zis doamna? Domnule, noi nu am fost niciodată chemați. Niciodată nu mi s-a spus nimica. Niciodată ați trasat niște sarcini pe care noi nu am răspuns. Cum rămâne punctul ăsta acum? Vă supuneți la vot. Supune-i la vot, da? Dar știți despre ce este vorba, ălea? Ar trebui... Stați să vă explicăm. Este vorba de reducerea de la 1 m3 la 0,50. Păi și nu suntem de acord. Nu, nu, nu. Nu asta s-a discutat, să vedeți acolo, că spune tot bani. Colegule, nu am un pic, deci, domnul, deci vă rog frumos, eu nu mai vreau, deci atâta, vreau ca să nu mai devin virulent în ședință. Da? Deci, ca să spunem, acest 0,50 este redus de mult. De mult. Nu mai vreau să păcălim oamenii, să mai mințim oamenii, în special agenții economici. Acest 0,50 este de anul trecut, deci în ședința din decembrie. Este așa, domnul Geru? Deci am pus la 0,50. Și iar noi la ședința din 29, când a venit domnul Seto, am spus clar că noi vrem să reducem la 0,25. Deci la un sfert din cantitatea care li se pune agenților economici. Clar. Domnule, trebuie adunați toți și să facem un memorandum, ceva. Pentru că ați văzut ce a zis domnul director. Nu se poate până la 0,25. O să se poată. De asta trebuie toți agenții la un loc și să stabilim. Domnule, pentru că ați văzut și la ședință când a fost domnul Setu, cineva a fost de acord. Pentru că a zis că lui e copilie, pentru că, vedeți, se face comasare. Are două societăți, proprietate, se face comasare, da? Și ăștia nu-i mai probleme. Lui e copilie, poate. La altul nu-i copilie. Și noi nu putem decide. Dar nu știu, dar interesul pe că este ca noi, societățile comerciante ăsta, mai mici să fim eliminați. Sau, da, da. Să urmărești, să urmărești. Cred că ăsta este cuvântul și termenul cel mai potrivit. Se urmărește eliminarea societăților mici, 1, 2, 3 angajați, da. Și să rămână cei care au mai venit cineva. Propun să fie amânat, să purtăm discuții mai întâi cu agenții economici și după aia să vedem ce hotărâre vom lua. Supunem la vot. Ce supunem? Ce? Forma inițială? Forma inițială sau... Păi, vreau să supuneți. Atenți, anul trecut, în luna decembrie, s-a aprobat o hotărâre de Consiliu, 11 voturi și o abținere. În momentul cu modificarea care a venit acum cu nou proiect, s-a băgat acest 0,5. Anul trecut s-a aprobat ăsta. Da, da, da. Nu spuneți din doamne. Vedeți că a fost completat rău. S-a completat, s-a completat de 2,7. Da, da. Doamne, 11 voturi din 12 consilieri. Eu vă spun că acest proiect, eu am fost, și eu vă spun la modul cel mai sincer, dacă este și este, eu m-am abținut de la acel proiect, eu am fost foarte vehement în ședință, nu am fost de acord cu acest proiect. Și nu numai eu, au mai fost 2-3 colegi. Acest proiect, ce scuze, ca să treacă, trebuia să aibă 2-3. Ei, s-a făcut o șmecherie și s-a trecut, nu știu cum. Nu știu cum. Nu, dar în vigoare, în momentul respectiv, este această hotărâre, un metru cub. Nu este, doamnă, că nimeni nu este. Doamnă, nu este nimeni de... Doamnă, cum să hotărâm foarte bine? Cum să hotărâm relația între doi agenți economici? Doamnă, dar cine... Doamnă, cine este tembelul? Doamnă, cine este tembelul ca să... Doamnă, știți că... Dar pentru un metru cub știți că trebuie să plătească un agent economic, domnul? Cu 135 de lei, doamnă, dar cum să dea omul ăla, doamnă, 17? Noi așa ceva nu am votat, dar am votat pentru persoanele fizice. Atât. Dar cum se deduce? Doamnă, dacă ați găsit-o... Eu m-am uitat la banii sau taxa pe luna respectivă, nu? Da. Vreau să spun că toți suntem la capitolul ăsta. Ce aș vrea să domnul Liviu Mititelu are cuvântul. Băi, ne putem înțelege, domnul președinte, vă rog frumos. Ne putem înțelege, putem continua discuția. Poftiți, domnul Mititelu. Domnul primar. Nu vreau să pun o întrebare incomodă. Vreau să audă și colegii mei. Eu știu. O știți și dumneastră. Cred că o știe într-o mare parte și doamna.
De unde s-au luat bani, ca să înțeleagă, să audă și colegii noștri aici de față, de unde s-au luat bani și unde s-au dus banii când am plătit, când am făcut o ședință? Bun. Unde, de unde s-au luat bani și unde s-au dus ca să plătim gunoiul? Prima problemă și a doilea subpunct foarte scurt, dar și rapid. Domnul care încasează apa, ar trebui luat domnul Ionică, propun, să se ducă din poartă în poartă, domnule. Ar trebui făcut așa, o bătrână care este amărâtă și aia generează o sacoșă de gunoi. O sacoșă de gunoi. Eu care, în funcția de consilier al Comunei Târgu Trotuș, eu acum, speță, cetățeanul Mititelu Liviu, vorbesc în numele satului meu, Târgu Trotuș, nu mă interesează. Repet, fiecare consilier vorbește în dreptul satului și al comunei lui. Deci eu, cetățean, deci o bătrână de 87 de ani, care plânge foarte mama aici, când am văzut cu pont de pensie de 12 lei, vă rog să mă credeți, să plătească aia cu noi. Este inadmisibil așa ceva ce se întâmplă în Târgu Trotuș. Da, trebuie să facem ceva, să facem o ședință extraordinară, nu în capăt de țară, să facem ceva pentru această comunitate, o bătrână, care are, doamnă, dați-mi voie, care are 12 lei pensie, vai de Dumnezeu și de mama ei, așa să plătească cu noi. Este inadmisibil. Da. Da. Trebuie să facem ceva, adică să ne protejăm și cetățenii. Da. Atâta timp cât dăm sute de milioane pentru aviz. S-a discutat foarte clar. Rami cu venitul mic și cu handicap și cu ăsta sunt studii de la deja am avut o treabă. Bun, dacă tot așa aș vrea... Imediat, un moment, aș vrea dacă totul ziceți că este, într-adevăr, e posibil să fie persoane cu venituri foarte mici. Da. Cum se numește persoanele? Domnule, nu mai are importanță, păi da, nu mai are importanță. Domnule, iau un gunoi. Iau un gunoi dintr-o parte și l-am pus în altă, ca să nu mai dea, ca să nu mai pus iau. Da, și trecem peste. Și vreau să vă scriu și eu, la subiectul ăsta. Poftiți, domnule. Așa. E proiectul ăsta. Și venim cu modificare, punctul X, Y, Z. La articolul 23, de exemplu, am citit acolo, care spune că dintre noi e cineva care știe forma inițială la statutul ăsta? Să vedem ce modificăm? Că spune la litera 23 articolul X, venim da. Și spunem că... Corect. Știți ce se modifică? Ce se modifică? Singurul lucru care se modifică... Ca să ai obligație. Stați puțin, nu. Da, ce vorba mea. Da. Singurul lucru care se modifică este delegatul, deci... Noi dăm de drepturi, deci are din 63 sau din 94 de boateuri, noi îi dăm puteri de plini și numai plinii ca să spună mai mult. Asta e puteri ca să modifici prețul și poate să ceară. Mi se pare o strâmbă ideea. Vorbește în numele lor, nu asta e vorba. Dacă noi facem asta... Adică noi vorbim puterea. Deci acum nu vorbim de asta, mă putem nici să avem reprezentantul la aici. Dincolo a fost duș în eroare. A votat ce-mi trebuie la nou. Ați văzut? Eu l-am rugat că doamnă și vrea să mă urmă la capăt. Asta am zis, știa. Asta trebuie să fie. Pentru că știți ce se întâmplă? Peste 3 luni de zile o să vină cineva și noi strigăm. Nu am votat. Dar... Sau am votat. Sau am votat. Ideea este. E același ce au și amic și amic. Și amic. S-a terminat filmul. Nu, 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 stai puțin, că aici vorba de statutul de funcționare. Da. Și tu bine și
spui miți, modifică articolul 23, pui litera C. Litera A și B, ce spui? Păi, poate era beneficiul nostru și acum o să fie beneficiul nostru. Păi și atunci, asta e o jurnatră din noi delegăm. Eu nu putem la cineva să vă prindem să spună locul tău, frate. Ai întrebat? Noi le dăm dreptul prin modificările astea și să facă ce vor. Deci noi, dacă nu voi, ascultați-vă foarte bine, dragi consilieri și stimați colegi. Deci ceea ce facem noi astăzi și ceea ce faceți cei care veți ridica mâna, ascultați-vă foarte bine. N-ați citit cu atenție, pentru că am citit proiectul și acum spune așa. Deci da, la ședință a spus că vine pe 8 ani, pe 16 ani, pe 30 de ani. De unde știu eu că eu peste 30 de ani, că mi-a pus nu știu ce sumă exorbitantă. Votați, domnule, dar noi nu mai avem. Din anul ăsta se modifică. Deci din anul ăsta se va modifica. Da, da. Dar nu am luat în calcul. Motorina a scăzut să scadă înapoi. Nu, nu. Deci acolo se notează că în cazul în care crește, ce vorbiți? Voi nu știți, deci modificăm, deci pe ceva alineată, voi deja la motorii. Și asta trebuie să nu... De ce? Ne întoarcem la domnul. E aceeași treabă? E aceeași treabă atunci. Da, dar trebuie reluată votarea și nu este pe ei. Bun, și acum ce face? Dar este adisul. Ăsta e adisul. Asociația de dezvoltare intracomunitară intercomunitară de salutizare. Deci era directorașul care a fost aici pentru acest lucru. Da, dar directorașul pentru proiectul ăla se merge și pentru municipiul comun și oraș. Și n-am fost gen de adică. Eu scriu aici dacă observați. Eu scriu aici dacă observați. Nu mă puteți la urmă. Citește, te rog frumos. Citește aici de la hotărâri și trebuie ce zi. Ține-o de fiecare. E mai corect. Am scris-o dreptul meu. La care articol? La ăsta, la 11. La 11. La 11. La punctul? Domnul Gureanu. Deci domnul Petre, că stați să citească, că l-a pus domnul Geru pe domnul... Bun. Citim tot sau citim de la articolul 32? Doamnă. Articolul 32. Doamnă, citiți de la hotărâri, știi că să... Deci, începem de la... Deci hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău după cum urmează. La articolul 19, alineatul 4, se modifică și, și va avea următorul cuprins. Absența acestuia de persoană desemnată de această împuternicită în acest scop. La 2. Articolul 20, alineatele 3. Și citești hotărârea. Nu este nicio hotărâre. La hotărăște trebuie să citești. La ce hotărăște? Spune așa, la articolul 19, alineatul 4, se modifică și va avea următorul cuprins. Ședințele adunării generale a asociației vor fi conduse de ședințele asociației. Dar aceeași trebuie acum. Nu, nu e aceeași trebuie. Deci ședințele, adunării generale asociației vor fi conduse de președintele asociației sau în absența acesteia de persoana desemnată de acesta puternicită în acest scop. Nu prea. Ce nu e în regulă aici? Deci ședințele. Da. Și nu e președinte, dar conduce ședințe. Așa. Avem reprezentant acolo. Așa. Și are dreptul de a ne... Păi dacă... Păi tocmai asta e problema. Dacă avem reprezentant, păi și să mai votez eu aici? Mă, dar suntem membri, trebuie să treacă prin noi, vă orice... Mă, dar unde scrie, arată-mi un articol de lege, unde spune că eu sunt obligat ca să votez ca și consilier. Deci ei, în AGA, în adunarea generală, ei își votează cum vor, ce legătură? Ca să paseze mingea din terenul lor în terenul nostru, ca să fim părtași toți. Ei, eu nu vreau să fiu părtași. Au un președinte și conduce ședința. Bă, tu n-am văzut dacă au un președinte să se conducă. Așa cum avem noi primar și conduce ședința. Și ne conduce. Așa cum trebuie să ne conduce. Măi, oameni, deci ne aduci nouă la cunoștință absolut orice modificare. Până acum. Păi și ce modificare s-a făcut? Ca să știm și noi. Unde-i modificarea ca să putem vota și noi? Uite aici spune. La articolul 19 din 4 se modifică. Ce așteptăm la 4? 4. Ce așteptăm la 4? Deci sunt mici. Absența acest. Deci ei sunt obligați să ne științeze la absolut orice modificare. Reprezentantul, într-adevăr, avem. Dar trebuie să cunoaștem noi cu toții. Noi o să mai putem lua măsuri după ce au modificat ei?
Domnul primar, dacă noi am desemnat o persoană în speță pe doamna postulatii să ne reprezinte, ce rost mai are, nu știu, ce mama dracului îi băgăm 70 de proiecte ca să dureze ședința 5 ori și să merge, dacă am desemnat o pe doamna postulatii, se duce și doamna la următoarea ședință, așa, domnul primar, așa făcea în ședințele de mult. Se ducea domnul. Cum? Respectiv domnul Antor și venea domnule, venea domnul Antor și ne spunea, domnule a fost la ședință, s-a discutat asta, asta, asta. Era domnul Abadie. Domnule, a fost și domnul primar, clar, și domnul Abadie. A venit domnul Abadie și ne-a spus? El era veșnic. E veșnic. A venit și ne-a spus ce s-a discutat. Domnul Enrique, ce s-a discutat? Ne-am informat. Cine este pentru? Cine este pentru? Rugăm lui Cine este pentru? Deci două persoane sau? Deci unul. Haideți să luăm 0. Cine este pentru? Nu mai pentru. Nimeni, da? 0 pentru. Și o lăsăm. Abțineri? Abțineri. Haideți, vă rog, nu mai stați de vorbă. Ridicați mâna, fiți atenți, vă rugăm. Abține, doamnă. Abține. Abține. Abține, doamnă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? 9. 9 abțineri. 6 împotrivă, da? Să știți că este foarte complicat. Dacă trebuie specificat acolo cine este împotrivă, cine se abține, dar se vede. Dar ce, nu se vede? Se vede pe filmare și doamna notează. Chiar puteți, doamna, eu pot să vă spun doar atât. Deci nu țin cu nimeni. Deci eu am văzut-o pe doamna, m-am dus și ceram ceva. Deci nu țin, deci nu sunt părtinitor cu nimeni. Ce trebuie să fiu aici? Da. Trece. 12. Proiect de hotărâre. Privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mititelu? Domnul Văcaru? Domnul Dinu. Domnul Mititel, aveți cuvântul. Domnul consilier, domnule președinte, o să încep de la hotărâre. Am citit proiectul de hotărâre, spune așa. Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune pentru activitatea de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat în proiectul Sistem Integral de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, astfel cum este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. Deci, articolul 2 spune, se aprobă gestiunea directă ca modalitate temporară de gestiune a activității privind administrarea celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Bun. La articolul 3, operatorul județean înființat, conform articolului din prezent, va respecta prevederile aplicabile activității pe care o desfășoară, stabilite prin regulamentul Serviciului de Salubrizare județul Bacău, aprobat prin hotărârea AGA și ADIS. AGA ADIS. Păi, tocmai proiectul ăla care nu l-am aprobat, de asta au, domnule, adunarea generală a acționarilor, ca să înțeleagă colegii noștri. Asta este AGA. Deci ce rost are să voteze? Are AGA. Avem reprezentant de semnat să voteze. Pentru cine s-a păcat, domnul primar, proiectele astea pe gând? Trebuie să ne aduc la cunoștință absolut. Da? Noi ne abținem la proiect, dar celălalt din 65 votează pentru. Și atunci va trece proiectul. Din 65, da? Dar de ce nu spune în total câte voate au? Sunt 24, 93? Nu au contract. Nu au contract. Și noi trebuie să votăm tot, că e la celălalt 2, că nu poate trece de mine. Ce rol? Eu, un consilier minuscul aici, într-un AT, în speță de control, și trebuie să-mi aducă și mie. Păi a votat, știți ce spune domnule? Spune că i-a votat domnule, consilier, s-a votat 65 de voate ori. Ăla, ați văzut când a venit, ați fost de față, când a venit, n-a știut ce să ne dea un răspuns directorașul. Și ne-a spus așa, domnule, dar nu știu ce face. Nu-i mai dăm, nu știu ce. Nu-i mai dăm un metru cub. Da, ați văzut că ne-a băgat pe cât un metru cub? Ei, dacă așa am spus că am băgat un metru cub,
Eu n-am să-i votez acest proiect, domnule. Nu voi vota acest proiect, mă voi abține, ca să înțeleagă pentru doamna. Este proiectul anterior, ăsta e continuarea proiectului, atât ar fi timp când avem. Punem la rol, știți ce risc avem? Ia spune, ce risc avem? Nu se mai avem. Atâta timp cât plătim, stați să vă spun eu că nu există niciun risc. Atâta timp cât plătim, deci eu mă duc, ascultați-mă, atâta timp cât plătești gunoiul, obligația, deci are, deci atâta timp cât noi avem obligații, au și ei obligații. Cetățeanul, când ți-a plătit gunoiul și ți-a plătit taxe la primărie, ești dator ca să-i faci servicii. Nu-ți faci servicii, ai lăsat, te-ai dus și l-ai dat în judecată și la revedere. Era din față un om de afaceri, doi oameni de afaceri care au spus așa, nu ne iei gunoi, cumpărăm noi două mașini de gunoi și luăm gunoi și știți că nu știu ce, și-a dat-o în mandlă. Clar, domnule. Ca să înțeleagă. Domnule, hai să fim serioși, domnule. Aici să pe cuvânt, aici să votează, vă spuneți, pe repede înainte. Pe repede înainte, nu știe nimeni ce votează, nu știe ce, ce riscăm. Ce riscăm, domnule, atât timp cât am plătit gunoi? Ce riscăm? Nu riscăm nimic. Nu, dar tocmai am discutat, nu cred că s-a votat pe repede înainte. Eu cred că am discutat. Păi nu, dar asta se face, asta se încearcă. Nu, acum nu, nu se încearcă. Nu se încearcă, domnul Militer, uitați, consilierii sunt de față. Cred că am discutat. Bun, mi-am pus, noi am votat așa pe de rost, eu cred că am discutat, părerea mea. Domnul Văcar, aveți cuvântul. Da, eu vreau să spun următorul. Este pune în față de către aceste asociații, Adibu și Adisu, tot felul de modificări, de contracte, tot felul de... Și mă aliniez ce a zis domnul Viteu. Dacă noi avem reprezentant acolo și aprobă, ce trebuie neapărat să se spună că noi jumătate din ședință discutăm numai de Adis, Adib și așa mai departe. Dacă avem să aprobă, ce mai trebuie să tot timpul să fim bombardat cu tot felul de treburi de ale lor interne care sunt la nivelul județului. Nu mi se pare. Ceea ce este interesant pentru comun este următorul lucru. Vorba de preț, pentru sortezi comerciale, vorba de metru cub și prețul și așa mai departe. Și proiect și contracte. Contracte care se vor încheia pe baza legii contractului economice. Nu o lege care între două societăți comerciale, unul are să se impună ce vrea să facă dumnealui, iar eu care sunt beneficiar, eu n-am dreptul să spun niciun fel de obiecțiune și niciun fel de treabă la acel contract. Astea sunt problemele grele ale noastre. Nu mă mărunțișul de astea pe cuvântul meu. Mi se pare incorect să trece prin niște treburi de astea. Deci nu se spune bine cei din vechi consilieri. Încă din 2010 veneau cu lucruri din astea. Ce formalitate azi? Deci, noi suntem consilieri din mandatul 2012-2016. În 2010, noi nu am fost. Da, 2010-2016. Doamnă, eu sunt consilier din mandatul 2012-2016. Și acum sunt la al doilea mandat de consilier. Consilierii vechi, eu cred, domnul Petri, că dumneavoastră ați primit așa ceva? Și n-ați primit, nu cred, că în mandatele anterioare. În 2010 s-au început demersurile. S-au început, nu, eu nu zic nu. S-au început. Dar nu poate să vină exact cum a spus domnul Păcaru. Adică, deci noi avem o obligație. Dar dreptul unde sunt drepturile noastre? Și mie mi se pune cu un gură și mi se impune ca să fac ceva. Nu, domnule. Nu mi se pare corect ca orice modificare, la orice treabă, cu organigrama, cu problemele. Dar bineînțeles. Să fim noi neapărat părtași la această treabă. Sigur că la prețul tăvirelor, în prețul tăvirelor, nu vine la noi. Să ne întrebe cu noi. Voi sunteți de acord sau nu? Da, domnule, dar... Dar de ce se calculează? Nu vis-a-vis. Că timp se casează, deci se calculează la tonă, la cenuri. Dar bineînțeles. Noi agenții comerciali, de ce plătim la metru cu? Pentru că asta este exact ce s-a vrut să-l taseze. Ai văzut cum faci? Nu e casat la metru cu și nu plătesc acum la tonă. N-ai pâncat acasă. N-ai pâncat. Nu mai înțeleg. Ei pot să adaja un pic, în sensul că noi avem încă n-am pus la punct toate gropile de gunoi și acolo se adună mult gunoi. Și în cazul ăsta o să fie protecția mediului, știți, pe capul nostru, de asta fac. Unde sunt? Păi, de exemplu, noi, eu am fost în... Știți, poate că ne ferată, e bine cu noi. Unde se întâmplă asta? Spuneți ca să înțeleagă sau nu. Asta e. Întâmplă totuși, doamne, unde se întâmplă? Acum cam că s-a întâmplat totuși. Păi, în Vinșoară, de exemplu, copa de gunoi, am fost și sunt cu noi. Doamnă, îmi fac respect, acest lucru se întâmplă în comuna Târgu Drodus. Da.
Erați de față când a fost la luna mea, asta a fost un perioadă din cuțul când ne-a spus că ați fost lăca la care v-ați vedeți acolo. Da, asta spuneam. Vă puneți bine în cap. Asta spuneam. Vă puneți bine în cap cea. Dar domnul ăsta nu înseamnă să ne forțeze pe noi să... Stați un pic, asta spuneam, asta am ridicat problema, pentru că noi încă nu avem pus la punct toate lucrurile astea, despre asta e vorba. Asta discutăm. Păi noi asta ar trebui să discutăm, nu ca să propunem noi, să aprobăm nu știu ce ne fie. Deci noi asta ar trebui să discutăm, să facem așa fel, ca să luăm măsuri să nu mai fie, pe de-aia. Și eu încă, vis-a-vis de această groapă de culoare, am văzut că... Da? Domnul Diru. S-a scris la cuvânt, deci... Da. Vreau să mai pun o întrebare apropo de toate modificările astea și de toate, mă rog, proiectele astea de funcționare la celula 2, la celula 3. Putem să aprobăm un proiect de prețuri care se duce până în 2032? Noi niciodată. Ei pot. Avem un asta, așa vine ei, dar au zis destul de clar, pe termen de 8 ani. Și dacă ne-au pus ăsta, proiectul de prețuri ăsta, sau lista de prețuri, de ce nu vine cu o justificare la majorarea asta, adică cu ceva material? Păi zic, băi, în 2029 îți iau 10 lei pe metru cub, sau pe tonă, cum vrea el, pentru că în 2070 se face moderna 100 de lei. Care, să am eu un motiv, da mă, te botez, ca să... dau 5 lei pe metru cub. Modificarea este, bănuiesc că chestiile astea, dacă vă zici, domnule, nu interesează pe noi. Nu interesează material, ceva, băi, pentru om. Eu plătesc, spune asta aici, la un moment dat, de la 3 lei nu știu cât, la 5 lei nu știu cât. Da, da. Care este, care este, atunci... mă rog, dar care este să justifice? În loc să-mi dea eu justificare, bă, băiatul, vreau să-ți iau 5,80 lei pe metru, dar pentru că... Dar tu vreau să-l iau 100 de lei. Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru soluționarea problemelor sociale care primesc garantarea și respectarea drepturilor copilului. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Chichelou? Poftiți, domnul Chichelou. Domnilor și domnilor consilieri, am văzut că am citit aici acest proiect de hotărâre, voi fi foarte succint și la obiect. Am văzut că prea multe nu s-au schimbat în acest proiect de hotărâre, doar s-au câțiva membri din organigrama veche, pentru că au plecat unii dintre respectiv barul de la noi, au venit altcineva, am mai rămas nu știu ce... Dar acolo, deci, n-ar fi prea multe de discutat. Deci, povestea este următoarea. Dacă nu se modifică, deci, nimic la acest proiect, aș avea doar ceva, deci, la problemele sociale. Nu știu dacă face parte din acest proiect, dar o să spun acum. Ca să-l prindem în acest, e un mic subpunct. Avem... doamna viceprimar, și dumneavoastră trebuie să notați chestia asta. Nu știu dacă face parte din proiectul ăsta de hotărâre, dar notați-vă. Da. De câte ori trec, stând aici lângă primărie, domnul Gelu, trecând la deal la vale, deci în drumurile mele, observ doar atât. Și vreau să puntez și să spun ferm, clar și la obiect. La programul la măsura 416, cu cei de la 416. Doamna, vreau doar atât să vă spun. Nu știu dacă dumneavoastră, în târgul vostru și aveți autoritate. Am văzut în unii strângători. La diverse cine se înscrie la cuvânt. Poftim, domnul Liviu, domnul Sfânta. Dar de ce să mă duc eu să-i fac curățenie? Domnul Dinu. Domnul Ungureanu. Poftim, domnul Liviu. Doamna, ce primar la... La capitolul diverse ar fi mai multe probleme, o să citesc numai acolo, ca să nu mai lungim ședința, să-i nevese, pentru că probabil face o criză de nervi. Nu o faci, nu o faci.
Nu, nu, am observat că deja nu stau. E corect. Problema este că eu trebuie să dau cât mai repede în folosință traseul de, exact, de la cimitirul Etresc. Așa, i-am zis domnului Ilie, domnule, ce facem? Problema de unde pleacă? După noaptea respectivă cu furtuna, cel puțin și jumate din tuta nu este iluminat. Exact. Și așteaptă comanda de lămpi și așa mai departe, lămpi ceva mai bune decât punem noi. Și la un anumit număr de ore plesnesc și nu mai funcționează. Exact. Iar pe viitor să vedem la anul primăvară cum facem cu schimbarea tuturor lămpilor pe LED. Dar să știți că nu ne putem împrăștia în 20 de locuri. Dumneavoastră a spus să nu se înlăture orice insinuare. Asta era ideea. Și domnul Mugurean, dumneavoastră puteți să spuneți ce mai răspundeți. Eu am avut o discuție și cu domnul primar. Noi avem 20 de UAT-uri, filmând doar ședințele ordinare. Aici a fost o excepție, am venit noi de bună voie în plus. Am înțeles că nu sunt bani ca să finanțăm, pentru că sunt bani puțini. Să venim, noi putem veni și la extraordinare, că mai angajez lumea. Și nu este în localitate. I-ați adus în științare? Da. Scris? Nu. L-am sunat. De ce? Era cu o săptămână. Scris trebuia să... Deci, de când a fost ședința discută, trebuia să-i aduceți în științare. Este în concet, vine săptămâna viitoare, am înțeles. Degeaba vine peste 3 ani de zile dacă canalizarea nu se fructifică și nu se duce la bun sfârșit. Deci eu așa cred. O să ajungem în postura în care o să spuneți că, domnule, cum v-ați laudat, o să avem drumurile mai repede acolo aprobate, o să fie finalizate și ajungem în stadiu în care canalizarea este terminată. Am reținut din nou, o să acum exact la ședința asta, când o să vină și o să... De aceea, ce mă interesează foarte tare, pentru că s-a ajuns să fie finalizată. Vă spun că personal, eu, nu știu, ce faceți dumneavoastră, ați promis că să fie ajuns. Deci pe mine nu interesează minuta aia. O fost fictivă sau o fost adevărat? Mie nu arată eu. Ce? Da? E adevărat. Nu știu dacă e adevărat. Doamne, dacă e adevărat. Deci înseamnă că nu este cineva mandatat ca să-l ia și să facă lucrurile în care se execută. Da? Mă interesează acum. Udatul străzilor. Este finanțat de noi sau nu? Da, da. Udatul străzilor. Mă interesează că cum ați delimitat să fie udat strada județean, numai pe o porțiune, ce l-ați dat deoparte, sau eu știu, ajung la concluzia, și v-am spus și atunci, domnul primar, ajung la concluzia, când ați câștigat mandatul, n-ați avut suficient bani să-l dați pe toată lumea. Acum ce ați considerat? Udat, indiferent care este situația. Ești extrem de exagerat. Nu ești de exagerat. De ce s-a ajuns numai pe o stradă, da? De ce l-ați? De ce nu ați spus la Mișoara? De ce nu se uită la dumneavoastră? Că ați văzut ce a zis doamna aia. Domnul, și eu am stradă exact ca și dumneavoastră, da? De ce nu mi se, de ce nu mi se udă la mine? O să vă răspund dacă mă lăsați. Deci, noi am mai avut discuția asta odată. Știți destul de bine. Este drum județean, bucata respectivă de un kilometru jumate, da? Așa. De-aia am hotărât pentru că este cel mai mare trafic. Și acum cred că dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți... Deci cealaltă înseamnă că în cealaltă localitate, adică în cealaltă străzi, nu știm de unde. Eu știu că dumneavoastră acum bateți spre că eu stau pe strada respectivă. N-am nicio legătură, domnul. De ce? De ce să așa nu științat cu lumea că voi o priam? De ce să cred treaba asta? Păi, domnule, dar mă vrea la asta. De ce nu vreau la mea mă vreau? Ce le spun? Doamne, nu vreau la mea. Doamne, Adriana, se poate vorbi mai calm și nu așa tare. Nu știu. Nu știu. De ce nu vreau la mea? Da, spune. Dimineața. Dar nu vreau să spune ceva la mea este. Da, să avem, să auzim ce spune. Este undeva la 20 de milioane de lei pe lună. Pe? Pe lună. Pe lună? Da. Bun. Da, pe... Deci 20 de milioane. Da. 4 vitaje. Da. 2000 de dimineața, 4 vitaje. Bun. Considerați că dacă o udați dimineață și la 35 de grade până seara ține? Sau considerați în ziua în care a plouat și s-a udat în continuare, ați făcut un contract? Dacă plouă, nu-ți ghea așa de tent, vreau să-mi imașa. Haideți, nu mai e aberație. Nu sunt aberații. Dumneavoastră, vreți să vă aduc un contract? Haideți să facem ceva. Bun. Eu, duminică, opresc lumea de pe strada principală, domnul Ungureanu Petre nu mai vrea să udăm strada. Punct. Strada principală. Deci, exact. Vreau să spuneți așa. Doamnilor, ați-vă rog pentru toată lumea sau nu? Punct. Strada principală este de 3 ori mai trafic, de 5 ori mai traficată decât strada dumneavoastră. Deci nu are nicio legătură. Pe
Eu nu am spus, domnule, să nu uzi pe strada respectivă. Dar voi echivalentul și pe celelalte străzi. Deci asta sună amenințare ce a spus, domnule. Deci asta sună, dacă mii cineva... Păi și atunci de ce Și să spui că mie cu totuși că cetățeanul Băsileu Mititelul Liviu nu vrea avea ca să uzi strada. Dar de ce nu vii să uzi și la mine strada aici? Că și la mine este praf. De ce nu vii să uzi și la mine? De ce nu vii să uzi și la mine? De ce nu vii să uzi și la mine? De ce nu vii să uzi și pe strada mea? Da? De ce nu mergeți undeva la mine? De ce, domnule, când ghid praf nu se poate? Și dacă nu este dat praf și impozitiv, nu se poate în primăria asta. Eu nu știu dacă o să puteți să spuneți la asfaltul lui domnul. Cum? Da? Ți-ți convine că trebuie la acolo, îți convine? E clar, nu mai trebuie strada. Nu s-a făcut, dar nu trebuie să spunem în dreptul. Da, nu trebuie să spunem în dreptul. Așa, ce se întâmplă cu conducta?